25.07.2022, ora 20:22. Media Club de Fotbal, marți, ora 19:30, Digi Sport 1. Media Digi Sport Special, marți, ora 21:30, Digi Sport 1. Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt Drău, scor 1-1, pentru Aplia, în direct pe Digi Sport 1, în a doua etapă a Superliga. Portarii Căbuz și Iliev au fost remarcați în meciul Chindia, Hermannstadt. Nou promovat Hermannstadt are 4 puncte după primele două lacuri ale campionatului. Chindia Târgoviște a acumulat primul punct în acest sezon. A fost un meci cu multe ocazii goale pe ambele părți. Alexandru Oroian a deschis scorul în minutul 2 pentru Hermannstadt, după ce portarul Cătălin Căbuz a respins împușcarea lui Borean. 21, iar Old a marcat primul său gol în prima ligă din România. Chindia a răspuns în minutul 9, când Daniel a marcat cu un cap în centrul cutiei după o lovitură liberă. La începutul celei de a doua reprize, Chindia ar putea prelua conducerea, dar Plamen Iliev a intervenit perfect în timpul șutului lui Daniel Popa. După minutul 60, cele două echipe au ratat goluri semnificative, Baba Al-Hassan pentru Hermannstadt, respectiv Cristian Negaț pentru Chindia. Spre sfârșitul meciului, Chindia ar putea să lovească lovitura, după o glumă mare pentru a-i apăra pe oaspeți. Împușcăturile Atanase au fost excelente de Iliev. Rezumatul video al meciului Chindia Târgoviște, FC Hermannstadt 1-1. Clasificarea Superligiei. A poziția inițială. Cele două echipe au apărut bine în prima etapă a Superligiei românești, dar numai Hermannstadt să ar putea lăuda cu punctele. Sibiu a câștigat pe propriul lor pământ, 3-0, împotriva CS Mioveni, în timp ce grupul Adrian Mihalcea, Chindia Târgoviște, a pierdut în Botoșani, 2-3. Chindia Târgoviște, Hermannstadt Live Video, ora 18:30, Digi Sport 1. Duel echilibrat în Bliești. Întâlnirea finală dintre cele două grupuri a avut loc în sezonul 2020-2021 al primei etape, în lectură, iar cele ale Chindia au predominat cu 2-0, din cauza golurilor marcate de Denis Dumitrașcu și Daniel Florea. În a treia etapă a Superligului, studenții Adrian Mihalcea vor merge la Constanța, pentru meciul cu Farul, iar oamenii din Hermannstadt trebuie să viziteze FC Botoșani.